Doamnelor și domnilor, v-am promis un regal de interviuri în această campanie electorală pe site-ul ziarului Jurnal de Dâmbovița, principalul cotidian județean din județul Dâmbovița. Foarte vizionat acest site, foarte accesat, foarte urmărit de zeci de mii de dâmbovițeni din județ, dar și din lumea largă. Păcat că nu pot și aceia să voteze, dar eu deja vorbesc cu invitatul pe care o să-l cunoașteți imediat. Dâmbovițenii merită să primească de la noi cele mai bune, curate, oneste informații și pentru aceasta campania alegerilor parlamentare este pentru noi de maxim interes. Astăzi l-am invitat pe domnul Ion Pârgaru. Ion Pârgaru este candidat USL pentru colegiul din Târgoviște. Am plâns în primele două, trei interviuri pe care le-am realizat cu ceilalți candidați, am plâns așa, puneți noastre ghilimelele, am plâns jurnalistic și un pic artistic așa, că nu reușesc să stau de vorbă cu domnul Pârgaru și mă văitam ca orice jurnalist, păi cum să poate așa ceva? Noi care vorba aceea ne luptăm aici cu corupția, cu abuzurile, vrem să se schimbe lucrurile, să schimbăm aerul politic și să aducem democrația la Târgoviște, cum se poate să nu mă întâlnesc eu cu candidatul USL în această bătălie electorală cu o miză foarte mare, zicem noi, pentru soarta democratică a acestui județ. Domnule Ion Pârgaru, bine ați venit la Trustul de Presă Arpres, la cotidianul Jurnal de Dâmbovița și pe site-ul nostru. Bine v-am găsit, mă bucur că în fine sunt alături de dumneavoastră ca să răspund tirului dumneavoastră, care este bine cunoscut. Și dar cu suflet. E un tir de întrebări cu suflet. Și de ce nu să mai învăț de la dumneavoastră? Da, da, omul cât trăiește învață. Corect. Ia uitați, am primit acasă această scrisoare de dragoste. Domnul Pârgaru, de fapt echipa dânsului de campanie, cred că nu le faceți dumneavoastră personal. Domnul Pârgaru a... pentru ele. Domnul Pârgaru a trimis târgoviștenilor un mesaj electoral foarte interesant și cu atât mai important cu cât, de ce să nu o spunem, dumneavoastră nu sunteți foarte cunoscut târgoviștenilor, nu ați avut o activitate politică la scenă deschisă, nici eu personal nu vă știam ca om politic și aș vrea să intrăm abrupt, frontal, fără menajamente, în această luptă politică în care ați intrat. De ce ați făcut-o și unde ați fost până acum? În politica dâmbovițeană? În politica dâmbovițeană? Greu de zis. În Dâmbovița sunt de multă vreme. Pot să spun de foarte multă vreme, dacă vreți. De când a apărut numele de Pârgaru, sunt în Dâmbovița. Pârgaru a apărut în Târgoviște. La începutul secolului al XV-lea, pentru că foarte puțină lume știe lucrul acesta. Dar cum migrația dintr-o parte în alta a avut loc, așa au ajuns și strămoșii mei tocmai la Tismana. Acolo v-ați născut în 1948, în 18 iulie. Iulie, corect. Așa da. Sunteți da. Rac. Sunt rac. Sunteți da. Bun de om politic, dar sunteți și ușor așa mai retras cumva din luptele astea politice. Totuși noi trăim într-o epocă dură din punct de vedere politic. Este o competiție electorală grea. De ce ați ales Târgoviștea în această competiție electorală grea? De ce n-ați ales, de exemplu, Gorjul? Că și acolo știu că se duc lupte grele. Da. Cum ați ajuns să candidați pentru colegiul de la Târgoviște? Cred că n-am greșit când a spus că o să fiu supus unui tir, pentru că mi-a spus deja vreo 5 întrebări dintr-o dată. La toate vreau să răspundeți. Da. Pe rând. Deci, am venit în Dâmbovița pentru că de aici se trage rădăcina neamului meu. Am venit în Dâmbovița pentru că sunt profesor universitar la Universitatea Valahia, care, în opinia mea, este una dintre cele mai bune din țară, deși, din păcate, nu se află pe locul pe care îl merită și poate va ajunge, de fapt. Eu doresc acest lucru pentru că fiecare își dorește ca locul acolo unde își desfășoară activitatea să fie cele mai ridicate trepte ale scării sociale,
cum vreți, politice, administrative și din toate punctele de vedere, iar universitatea din punct de vedere științific cred că merită să fie pe un loc de frunte în țară și nu numai. Are o dotare excelentă, are profesori excelenți, are studenți foarte buni, are masteranți foarte buni, are doctoranți foarte buni, cu care eu mă mândresc. Are și probleme foarte multe. Sigur sunt și probleme, dar care este necesară. Una dintre probleme este politizarea excesivă, dar poate despre lucrurile acestea vom vorbi. Ține tot de calitatea oamenilor care au supus instituțiile publice sau unele dintre cele mai reprezentative instituții publice unor presiuni politice agresive pentru confiscarea lor în astfel de interese. Dar toate la timpul lor. Deci ați intrat în politică, atenție, nu candidați la funcția de rector al universității, candidați la funcția de primar al Târgoviștei, haideți să revenim la... De deputat. La funcția de deputat. Da. Of, că bine era să candidați și la aia de primar, că poate dumneavoastră răzbeați în competiția cu Gabriel Boriga, că uite, colegul nostru Gabriel Grozavu n-a reușit să-l dărâme din funcție pe Gabriel Boriga. Să știți că asta este una dintre nemulțumirile târgoviștenilor care așteptau să se facă dreptate la Târgoviște. N-ar fi fost decât o chestiune foarte simplă, să mă mut în Târgoviște, lucru care recunosc că nu mi-ar fi displăcut. Spuneți-ne ce ați făcut în politica ultimilor ani, repet. Eu vă întreb, dumneavoastră nu mi-ați răspuns. N-am răspuns. Unde ați fost în politica ultimilor ani? Răspundeți târgoviștenilor care vor să-l cunoască pe candidatul USL Ion Pârgaru. Urmare unor neînțelegeri pe care le-am avut cu conducerile unor organizații ale Partidului Social Democrat din care am făcut parte. Ați fost deputat al PSD-ului în legislatura 97-2000. Da. Am părăsit partidul. Mi s-a părut că nu se poate lucra în acel fel, deși poate era necesar a fi găsit o cale care să mă facă să pot activa în continuare fără... Dar ce s-a întâmplat? Haideți să vorbim fără menajament. Fără menajament. Cel puțin pe noi ne recomandă chestiunea aceasta și cred că și cei care ne urmăresc așteaptă de la dumneavoastră să spuneți lucrurilor pe nume. În momentul în care am fost propus să candidez pentru Partidul Democrat Social din România la vremea respectivă. Când? În ce an? În 1966. 96. 96, pardon. Da. Eram șeful Comerțului Exterior al României, poziție din care am ajutat inclusiv județul Gorj. Problema era care m-a făcut să fiu chemat să candidez pentru partid în județul Gorj, era că m-am născut acolo. Lucru pe care, sigur, ca orice om care este chemat la locul de origine, l-am acceptat și m-am dus. Dar după mine, în Gorj, au venit nu mulți, foarte mulți dintre partenerii, cunoștințele, prietenii mei din străinătate, care doreau să facă ceva în Gorj, în mod special pentru că eu eram acolo, dar și în România. Acest lucru, în loc să fie un avantaj, în primul rând, pentru județ și, sigur, și pentru mine, ca o chestiune personală de satisfacție a mea, da, a constituit, dacă vreți, o piedică în calea dezvoltării județului, că până la urmă asta s-a întâmplat, că și județul Gorj era destul de jos, nu era... Și nici deci va dezamăgi mult relația cu PDSR-ul de la vremea aceea, înțeleg. Cu conducerea partidului de la vremea respectivă, considerând că cine eu vreau era să atunci? Era Nicolae Mischie la vremea respectivă, șeful partidului și președintele Consiliului Județean. Aha, și pe principiul cel mai deștept cedează, dumneavoastră aș ceda și v-ați retras nu, diplomatic chiar, din... Chiar nu puteam face nimic, pentru că toți care au venit acolo și documentele vremii sunt, pot să demonstreze aceste lucruri, toți care veneau erau respinși pe diverse motive, care mai de care mai hilare, după opinia mea. Cert este că nu s-a făcut nimic. Am înțeles. Spuneți-ne când ați intrat. Promit să dezvoltăm subiectele acestea în niște interviuri viitoare, pe care de pe acum vă rog să-mi promiteți că, că mi le acordați, ca să vă cunoască cât mai bine dâmbovițenii. Promit. Când ați ales PNL-ul?
Și când v-ați hotărât să candidați pe Colegiul Târgoviște pentru alegerile deputaților din acest an? PNL-ul, trebuie să recunosc că l-am ales la sfârșitul anului 1997. Urmare, eu știu, discuțiilor cu unii dintre prietenii mei, chiar la Gorj, care m-au determinat într-o oarecare măsură să realizez că acele concepții ale mele, de fapt, erau de o factură destul de liberală. Am fost tot timpul un om care a vrut o dezvoltare a României prin ea însă. Știți, doctrina liberală, nu trebuie să vă spun, dar tot timpul am fost pentru protejarea economiei românești, pentru dezvoltarea ei, pentru afirmarea ei. Și atunci, sigur că se apropia foarte mult de doctrina liberală, care... Și de formația dumneavoastră profesională, o să le spunem celor care ne ascultă că dumneavoastră aveți o îndelungată carieră în comerțul exterior. O să răsfoim CV-ul dumneavoastră, sunt lucruri foarte interesante de știut. Ați fost un reprezentant al României în relațiile acestea de comerț exterior, probabil și de aici relațiile dumneavoastră personale pe care ulterior ați vrut să le folosiți în interesul zonelor în care... ați activat. La Târgoviște revin și vreau să fim mult mai concreți pe, da, pe zona aceasta, fiind și prima întâlnire, haideți să fie de impact pentru târgovișteni. Exact ce s-a întâmplat. N-ați fost un membru activ liberal în Târgoviștea ultimilor 4 ani, dar ce știți despre luptele din Târgoviște în ultimii 4 ani? Vi se pare că a fost o luptă care ține de esența democrației? Vi se pare că a fost o luptă politică în interesul târgoviștenilor, cu beneficii pentru interesul public? Ce s-a întâmplat aici, totuși? În opinia mea, nu, în primul rând, eu n-aș caracteriza-o ca o luptă politică. O luptă politică este o luptă de principii, este o luptă de oameni civilizați care vin să-și prezinte programele lor sau ale formațiunii politice din care fac parte. O luptă de idei, în ultimă instanță, și de programe. Care se poate fi aplicate în practică, în folosul comunității din care respectivul sau respectiva formație face parte. Și dumneavoastră, cum ați perceput lupta politică de aici, de la Târgoviște, în ultimii ani? PDL-ul a fost la putere, contracandidatul dumneavoastră la Târgoviște este președintele PDL Dâmbovița, Florin Popescu, fostul președinte al Consiliului Județean Dâmbovița. Spuneți-ne, cum intenționați să-i convingeți pe târgovișteni că dumneavoastră sunteți mai bun decât el și ce-i reproșați acestuia? În primul rând, eu, fiind și diplomat de carieră, nu pot să fiu o țață. Am fost recunoscut pe vremea respectivă ca fiind unul dintre cei mai agresivi negociatori în numele României, dar nu un negociator de mahala. La cine vă referiți aici când faceți afirmațiile acestea? Chiar și la domnul Florin Popescu, care, îmi pare foarte rău să spun, dar numai negociator nu este. În primul rând, negocierea se face în numele unor idei, în numele unor colectivități, în numele unei țări, dacă vreți, extinzând comunitatea, că țara este formată din comunități, în definitiv. Și ați zis bine că dânsul oricum era și vicepreședinte și el la nivel național, deci tot ce a făcut rău, bun sau rău, PDL-ul în România, îi se datorează sau este și din cauza lui Florin Popescu. El a fost unul dintre cei care au votat pentru tăierea pensiilor, a salariilor, pentru toate lucrurile care s-au întâmplat cu consecințe dramatice pentru români. Vedeți, da, despre aceste și, lucruri trebuie să vorbim. Este și unul care, trebuie să spunem, face parte din colectivul celor care au făcut ca fondurile în cadrul proiectelor pentru dezvoltarea resurselor umane să fie suspendate, alături de alți prieteni, unii dintre ei. Mai concret, la ce vă referiți? De aseară? Da. Păi, știți bine că urmarea analizei pe care au făcut-o reprezentanții Comisiei Europene pe perioada 2009-2011 s-a decis suspendarea finanțării în cadrul acestor proiecte, lucru care a dus și încă duce la falimentarea foarte multor. Cauzele firme. Fiind? Cauzele fiind deturnarea fondurilor, de lapidări, în opinia mea, pentru că documentele
curții de conturi, ale organelor abilitate în această, în această direcție, arată foarte clar acest lucru. Și eu mă mir de ce, iarăși, organele abilitate stau cu mâinile încrucișate fără să ia măsurile care se impun, care sunt impuse atât de legislația internă cât și de legislația europeană. Concret, dumneavoastră, sau și dumneavoastră, faceți o legătură între lucrurile acestea și activitatea domnului Florin Popescu. Fac o paranteză pentru că dânsul am văzut și în împrejurări în care ați apărut împreună. Spune, domne, dar eu am adus foarte mulți bani în județul acesta, cum poate să fie lumea atât de nerecunoscătoare? Eu am adus acești bani, bani europeni, fonduri europene, a fost o propagandă de 4 ani aici care ne-a zmintit pe toți. A crescut nivelul de trai în Dâmbovița, locuri de muncă. Spuneți-mi, consecințele care sunt. A adus bani în acest județ, dar nu spune cui i-a dat. Cui i-a dat domnul? Că i-a luat dumnealui sau firmele dumnealui, asta e altceva. Deci banii au venit în județ, dar n-au venit la județ ca atare. Județul reprezentând oamenii din județ sau firmele din județ care lucrează, care angajează oameni, care dau salarii, care fac consum, care fac să meargă economia județului, să scadă rata șomajului, ci au intrat în alte buzunare fără a fi cheltuiți pentru destinația pentru care ei au fost acordați. Din contactele dumneavoastră directe cu târgoviștenii, cred că aveți multe astfel de contacte, că ne-ați și spus că faceți această campanie de la om, de la om. Da. V-au spus cumva dâmbovițenii că de pe urma acestor valuri uriașe de fonduri europene și guvernamentale cu care se laudă contracandidatul dumneavoastră Florin Popescu, că le-ar fi adus în Dâmbovița, dâmbovițenii, târgoviștenii au trăit mai bine, au apărut mai multe locuri de muncă, a scăzut șomajul. Care este percepția publică? Nu, din potrivă, șomajul a crescut, se trăiește mai prost, oamenii sunt foarte nemulțumiți, vor să trăiască mai bine în ultimă instanță, vor să aibă drumuri bune, vor să aibă canalizare, vor să aibă curent electric, vor să meargă pe drum într-o siguranță deplină. Cum să vă spun? Toate acestea sunt. Vor să aibă spital, asistență socială, vor să-și primească... Apropo de spital, cum comentați faptul că la spital, de exemplu, este una dintre cele mai mari corecții financiare pe fondurilor europene, jumătate din valoarea proiectului, 5 milioane de euro, aproape 300 de miliarde, deci, de lei vechi, trebuie să returnăm din banii noștri ai dâmbovițenilor. Trebuie spus lucrurile acestea. Eu repet și o fac pentru informarea și dumneavoastră și pentru fixarea cunoștințelor, că așa am învățat eu la facultate. Apropo, au mai făcut și alții facultăți, nu domnul Popescu, au mai luat și alții 10 la matematică, au mai fost și alții olimpici, au mai luat și alții premii pe lumea asta, dar nu înseamnă că dacă le-am luat cândva, de atunci încolo trebuie să ne batem joc de interesul public și să dirijăm fondurile publice în interes personal și să mințim poporul cu televizorul făcând diversiuni care n-au nicio legătură cu democrația. Asta ar trebui să înțeleagă niște politicieni, că românii care au ieșit în stradă anul acesta pe geruri cumplite, n-au ieșit doar pentru că nu mai aveau ce mânca sau numai pentru că li se tăiaseră salariile. Ați văzut, foarte multă lume a ieșit în stradă cerând decență, cerând respect, cerând alungarea ciocoilor de la banii publici, cerând să înceteze acest comportament arogant al politicienilor care pur și simplu ne-a lăsat fără aer. Și în Dâmbovița aceste lucruri s-au întâmplat, cum să zic, așa ca și cum județul ăsta ar fi un model de corupție, de abuz, de aroganță. Domnule Pârgaru, spuneți-mi, peste 600 de miliarde, că asta vreau să spun, peste 600 de miliarde trebuie plătite din banii noștri și ai dumneavoastră, da, ai tuturor, și ai corecții la fondurile europene. Cine răspunde pentru asta, domnul Pârgaru? Mai merită astfel de oameni să ceară votul târgoviștenilor să ajungă în Parlamentul României după un asemenea jaf la drumul mare? Credeți-mă, eu una sunt foarte revoltată și foarte multă lume e revoltată, că de-aia vrea lumea schimbare. Vedeți, când am văzut documentele respective, documentele de control, documentele de constatare, documente care arată modul în care au fost cheltuiți banii publici în Dâmbovița, trebuie să o spun, sigur, fără a-mi depăși atribuțiile, dar aici nu există justiție, nu există DNA, nu există parchet, nu există nimic.
Pentru că eu m-am îngrozit. Ce dosarele există la DNA. Noi avem documente în acest sens. Dosarele stau la DNA. Am și eu numele. Dosarele stau la poliție. Dosarele stau la parchet. Dosarele stau și instituțiile acestea publice sunt plătite tot din bani publici. Absolut. Eu când am întrebat dacă există sau nu există, sigur era o întrebare retorică, pentru că știu că există aceste instituții, dar ce-or fi făcând, fiind plătite chiar, cum spuneți dumneavoastră, chiar din banii noștri, este strigător la cer că nu iau nicio măsură. Apropo de lucrurile acestea, vă întrerup puțin, dar cu sens. Primarul Târgoviștei, Gabriel Boriga, este unul dintre cei împotriva cărora DNA-ul a trimis deja dosarul în judecată. El, Boriga, are averea sub sechestru, pusă pentru un prejudiciu de vreo 100.000 de euro, pentru niște afaceri, e tot așa, de familie, de clan, cu naș, cu fiind, cu locurile de joacă. Și cu toate acestea, candidatul USL-ului la alegerile locale nu a reușit să facă dreptate și să facă o schimbare în Târgoviște. Lumea a fost foarte dezamăgită de lucrul acesta. Domnul Gabriel Grozavu, de altfel, a și fost schimbat din funcția de președinte al PNL-ului. Este în continuare vicepreședinte la Consiliul Județean. Nu înțeleg de ce lucrurile acestea, dar toată campania de la locale nu a ieșit odată să spună cu subiect și predicat toate lucrurile acestea despre corupția din municipiul Târgoviște. Și lumea se teme, domnul Pârgaru, că ar exista niște blaturi politice, că ar exista niște înțelegeri, că chiar și acum, în această campanie de la parlamentare, USL-ul așa, parcă s-a rupt în figuri, nu știa pe cine să pună candidat, cum să facă, parcă așa, să nu-l incomodeze pe Florin Popescu. Cum de v-ați asumat dumneavoastră acest act de curaj, ca să zic așa, să intrați în bătălia aceasta? Că e o bătălie grea, mi-închipui, da, că vreți să o câștigați, nu? N-ați intrat așa formal. Absolut. Să fiți carne de tun în măcelul ăsta. Nu mi-a plăcut niciodată să fac acest lucru. Exact. De vânzare vorbind, m-au mai vândut oameni de lângă mine. Pentru că prețul este mare. Și atunci, sigur că încearcă să vândă marfa cea mai scumpă, să câștige cât mai mult. Păi, De ce nu s-a făcut schimbarea în iunie și de ce credeți că o puteți face dumneavoastră acum, bătându-vă cu nașul PDL de Dâmbovița? Cum credeți că veți reuși să destructurați acest sistem? Cum credeți, cum am eu o vorbă, cum credeți că veți fi în stare să-i scoateți politica din cap lui Florin Popescu, fiindcă ajungând dumneavoastră deputat și nu el? Eu sper cu această ocazie să-și încheie și cariera politică Florin Popescu. La conducerea USL, discutându-se despre orașul Târgoviște, s-au analizat personajele care există în Târgoviște. Trebuie să vă dezvălui faptul că eu am fost coleg de Comisie de Politică Externă cu Crin Antonescu în perioada până a fost numit ministrul tineretului. Deci ne cunoșteam bine sau foarte bine, dacă vreți. Pe Victor Ponta îl cunosc foarte bine de la Târgu Jiu, de la guvern, când el era la corpul de control al primului ministru. Eu eram consilier diplomatic, deci aveam oarește tangențe. Și s-a discutat la nivelul conducerii USL și au luat să analizeze cine este în Dâmbovița și a ajuns și numele meu. Profesor universitar fiind, conducător de doctorat fiind. Dar cine v-a propus de aici, că dumneavoastră nu erați în prim planul vieții politice? Nu, noi nu știam. Acolo s-a. Nu știam cum, de unde ați fost scos așa? Cine a făcut miracolul acesta de a vă extrage dintr-o lume de nume? Da, a fost președintele Crin Antonescu. El a fost cel care a spus, a făcut politică, a avut funcții de conducere, este profesor, știe economie, l-am lăsat deoparte atâta vreme, îl cheamă Pârgaru, istoricește, este legat de Târgoviște, să-l propunem pe el. Așa a apărut numele meu acolo, întrunind după aceea unanimitatea celor din conducere când a fost supusă aprobării candidatura mea. Când mi s-a adus la cunoștință, trebuie să vă spun, am zis nu.
Prima reacție a fost, de refuz. Da. De ce? Am spus mulțumesc, dar aflasem destule lucruri de 4 ani de când sunt la universitate și chiar dacă nu m-am amestecat eu în diversele bisericuțe... Nu vă plăcea ce auzeați? Tot auzi, pentru că nu se poate. Tot discuț cu colegii, discuț cu doctoranzii care sunt... Și ce ziceau colegii doctoranzii despre toată nebunia asta din Târgoviște și din Nemuriță? Este o mare mizerie, scuzată în fie expresia. Mizerie politică. Mizerie politică, sigur că da. Pe care o face cine? Că orașul este dominat. Pe care o face, mizerie politică. Orașul și județul sunt dominate de Florin Popescu, care... Sigur, relația cu Elena Udrea și mai departe ce au făcut ei. Și, cinstit să fiu, nu venea prea bine să intru în mocirlă, pentru că mă așteptam să apară tot felul de mizerii care să mi se pună în spate, iar eu n-am prea fost obișnuit și nici nu-mi place să fiu murdărit. Sunt foarte responsabil de tot ce fac, de tot ce am făcut. Sunt absolut onest în tot ce... Dar vi s-au aruncat deja aceste mizerii în spate? Ce, la ce da, vă referiți? Păi ieri au fost 2 lucruri care m-au mâhnit. Sunteți chiar rănit, așa, v-am simțit foarte dezamăgit. Da, ce s-a întâmplat? Da. Păi, și unde? La... Ce și unde? În oraș. Scrisoarea pe care dumneavoastră o aveați în față de mai devreme da. A fost... plastografiată, ca să spun așa, sau nici nu știu cum, a fost copiată partea de deasupra, dar modificându-se textul, inclusiv fotografia. O aveți aici, la îndemână, undeva? Nu am la mine, cred că o au colegii. O vom vedea, așa, și ce scria acolo? Vorbesc într-un mod foarte urât, sunt pensionar, vreau să fac nu știu ce, că am o grămadă de case, că am o grămadă foarte de teren. Foarte urât la adresa dumneavoastră. La adresa mea, sigur. Modificându-se semnătura, ori... Și cine credeți că s-a ocupat cu... Păi nu poate să fie decât Florin Popescu, iar și cu oamenii lui, pentru că din informațiile pe care le am, cei care au împrăștiat prin oraș aceasta sunt o firmă de taximetre. Da, o știți? Știți cine? Cred că am să vă spun numele ei, că o să întreb colegii mei. Și din câte mi s-a spus, ar fi o firmă, o editură, o tipografie a lui Alin Albu, Gheorghe Albu, de la București, undeva pe lângă Gara de Nord. Și că acolo s-ar fi tipărit lucrurile acestea. V-ați gândit să faceți o plângere la poliție, dacă tot aveți informațiile acestea, să se verifice? Aștept să mi se dea și am să fac, sigur că da. Adică, vedeți, și noi jurnaliștii, de fiecare dată când pătimim și am pătimit, din păcate, atât de multe lucruri, suntem întrebați, bun, dar dacă te-a bătut poliția, ai făcut plângere la... Dacă te-a bătut poliția locală, ai făcut plângere la poliție? Dacă ai, nu știu, dacă te-a dat afară de nu știu unde, ai făcut plângere? Noi am tot făcut plângeri, domnul Pârgaru. Și au stat plângerile câte 2-3 ani, ba la poliție, ba la parchet. Și la un moment dat m-a sunat un procuror, m-a sunat după vreo 6-7 luni. M-a sunat domnul Preda, procurorul adjunct de la parchetul Târgoviște. Nici nu l-am recunoscut întâi la televizor. Zice, doamna Alina, avea un control de la București. Zice, nu, poate veniți să ne dați o declarație că... poate veniți să ne dați o declarație, știți, în dosarul acela. Dar ce aveți dumneavoastră cu domnul Boriga? Păi zic, domnule, uite, ne dă afară așa din primăria Târgoviște cu poliția. Și noi am zice așa că ăsta ar fi un abuz în serviciu să mă dai afară cu poliția din primărie. Zice, da, dar zic, dar dumneavoastră de 7 luni de ce nu verificați dosarul ăsta că vi l-am lăsat acolo? Păi ce treceți dumneavoastră pe la noi, ați dat o declarație? Zic, nu trec, domnul Preda, trimiteți-mi dumneavoastră o citație, că eu vreau să scriu o carte despre abuzurile din Dâmboița și vreau să am un document să se vadă când m-ați chemat dumneavoastră după ce am fost bătuți cu poliția, agresați, maltratați, insultați, dați afară, să vadă și lumea asta pentru ce plătește bani publici la instituțiile statului, poliție, parchet, căci că noi suntem într-o țară democratică și presa ar fi o instituție garant al democrației. Păi în Dâmbovița presa este propagandă politică plătită din bani publici, iar noi cei care am vorbit despre lucrurile astea suntem asasinați politic
Și economic, despre asta vorbim, domnul Pârgaru. Păi, ce să vă spun, că ieri noapte spre dimineață când s-au... De-aia am zis, ați făcut plângeri? Deci pe noi ne întreabă lumea, ați făcut plângeri? Am făcut. Frecție la un picior de lemn, vă spun eu. Scuzați-mi limbajul neacademic, dar așa pe românește, ca să mai și râdă un pic. Vă confirm imediat. Da. Dumneavoastră intenționați să faceți plângeri? Copiii mei, așa-i numesc, sunt tineri care au depășit vârsta legală pentru astfel de acțiuni. Da. Au fost alergați tocmai de acești taximetriști care împărțeau sau care distribuiau aceste scrisori. De la ce firmă ați aflat între timp? Car Taxi. De la firma Car Taxi? Da. Și n-a luat nimeni nicio măsură. Mai mult de atâta vreau să vă spun că zilele trecute eu mă grăbeam să ajung la Târgoviște, probabil că depășisem viteza legală, dar tot ilegal m-a oprit mașina poliției și m-a sancționat, ei fiind în mers, mașina poliției de la circulație, fiind în mers, și este cunoscut că legea nu le permite să te sancționeze când ei sunt în mers. Ei trebuie să stea când te înregistrează cu o anumită viteză. Și m-au întrebat dacă sunt candidat din partea PDL. Probabil că dacă știau dinainte că sunt USL, mi-ar fi suspendat permisul. Mie personal, deci nu... Simțiți aceste presiuni deja în, da, dar le simt, să știți, în această campanie? Nu numai din partea anumitor factori, dar chiar și din partea unor colegi ai dumneavoastră cu... Îmi pare rău să spun... Colegi din presă, ziceți? Colegi din presă, jurnaliști. Da, jurnaliști. Eu nu sunt colegă, domnul Pârgaru, decât cu cei din trustul meu de presă. Am cu înțeles. Restul suntem în competiție profesională și dezavuez maniera, așa zis, jurnalistică, de slujire propagandistică a oricărei puteri ar fi. Vă rog să mă credeți. Deci cei angajați în propaganda politică nu pot fi niciodată colegii mei de breaslă. În viața mea am dat foarte multe interviuri și am fost la multe, eu știu, firme de presă. Dacă vreți, probabil că sunt al doilea om care a dat interviu la Bloomberg, cea mai mare firmă de știri din lume. Și primul a fost Adrian Năstase, al doilea am fost eu, care am stat pe scaunul lor. Dar nu mi s-a întâmplat. Ce vi s-a întâmplat ieri la Târgoviște? Exact. Ce vi s-a întâmplat, domnul Pârgaru? Îmi pare rău, dar când eu... Nu, dar spuneți că eu de-aia pun întrebări să primesc răspunsul. Când întreb pe cineva, aștept răspunsul, că dacă nu-l las să-mi răspundă, nu mai pun întrebarea. Dar unde s-a întâmplat lucrul acesta? La una din televiziunile din Târgoviște. În afară de faptul că s-a anunțat o temă a întâlnirii și a avut loc altă temă, s-a anunțat o componență a participanților la emisiune și a fost o altă componență. Și adică vreți să spuneți că n-a mai venit contracandidatul dumneavoastră Florin Popescu? Nu, n-a mai venit. Dar știți că a apărut la România TV cântând Duma acasă, măi tramvai, pe 7 voci, ziceai că, Doamne, am râs, stimații mei, dragii mei, iubiții mei, cei care mă urmăriți aici și ne citiți și ne vedeți pe... Am râs cu lacrimi, dar râdeau toți, Corina Drăgătescu, toată lumea la România TV, deci erau pe jos, râdeau. Și Florin ăsta, Popescu, sau cum îl cheamă, nașul ăsta, PDL, că el e plin de fini în toate funcțiile și cu toți finii face nenorocirile astea, dirijări de bani publici, agresări de jurnaliști, insulte, în fine, amenințări, diversiuni, cu asta se ocupă democrații, după 23 de ani de democrație în România. Iar la România TV îl dădeau pe Răzvan Ungureanu cântând de-astea manele, nu mai știu ce om, deci intelectual fin și Răzvan Ungureanu, deci cu manele, cu de-astea. Și Florin Popescu s-a gândit să-i cânte și el în strună și a început să cânte Duma acasă, măi tramvai. Și zicea, hai și voi în public, hai și voi cu toți, hai, Duma acasă, măi tramvai. Și cânta, ziceai că, Doamne, ziceai că sunt 7 voci în el acolo, fals, urât, grețos, groaznic, groaznic, ceva îngrozitor, mi-era rușine. Zic, Doamne, acest om e din Dâmbovița și noi ce facem când omul ăsta vorbește acolo de atâtea ori în numele dâmbovițenilor? Este absolut... De ce nu ne mutăm din țara asta odată, dacă asta nu mai e și țara noastră? Dacă e numai țara lor, nu mai e și țara noastră. Este un leit mischie, poate la o scară puțin mai mică. Un altfel de mischie. Exact.
exact. La fel făcea și el. Îi scoateți politica din cap lui Florin Popescu la alegerile astea? Eu cred că ar trebui... Știți că asta e pariul meu. Deci, asta e ochiul meu. Da. Deci, hai că vă spun și o prostie. Deci am zis că nu mă îmbăt niciodată și nu m-am, că n-am chestii. Dar știți că e o vorbă. Domne, zice, dacă o fac și pe chestia asta, deci, domnul Pârgaru, dacă îi scoateți politica din cap lui Florin Popescu, aici sunteți invitații noștri, noi dăm... ciocnim o cupă cu șampanie. Cred că cel mai ușor va fi să mă îmbătați pe mine, că eu nu vreau. Da. Pe cuvânt, vreau să mai respir și eu în Târgoviște asta, să mai... Ați văzut, apropo, ce s-a întâmplat la topul firmelor? Apropo de atmosfera care există în Târgoviște. Doamnă, haideți... Ați fost la aceeași masă cu noi. Da. Sau domnul Rusescu, președintele Camerei de Comerț, care este tatăl fostului consilier municipal PDL, George Rusescu, cel care era director în echipa lui Monica Iacobriții. Știți, Monica penală, asta, ministra penală, Monica Iacobriții de la Ministerul Tineretului. Ei, domnul Rusescu este tatăl acestui băiat, pedelist. Dânsul președintele Camerei de Comerț organizează topul firmelor cu Papion, face pe Democratul, pe anfitrionul atent și politicos cu toată lumea, una alta, numai că n-am înțeles de ce trebuia să-l invite pe primarul penal Gabriel Boriga să dea diplome la topul firmelor și la un moment dat zice, festivitatea de premiere a luat sfârșit. Păi și premiul meu, domnul Rusescu, locul întâi în topul firmelor, nu trebuia să mi-l dați și mie la festivitatea de premiere? Ce să fac, domnul Pârgaru? M-am ridicat de lângă dumneavoastră la masă și m-am dus la domnul Rusescu și i-am spus, domnul Rusescu, anunțați și premiul meu, că e premiul întâi în presa dâmbovițeană. Știu că-i supărați pe Popescu, pe Boriga, pe pedeliștii ăștia, pe câteva firme de-astea subte angajate acolo la banii publici, dar e premiul meu, anunțați-mă. Și ați văzut, m-a anunțat și pe urmă a vrut să-mi taiești microfonul de vreo 2-3 ori. Până la urmă l-a tăiat, e adevărat, un lucru foarte nepoliticos, foarte urât, indiferent ce spune un invitat. Dar ce spuneam eu, domnul Pârgaru, acolo? Păi ce spuneam eu acolo? Eu ce era spun? Ceva neadevărat. Nu, dar adevărul supără întotdeauna cel mai tare. Iar fraza de pe urmă era, poate, cum să spun, concluzia vremurilor în care trăim. Cu asta am vrut, dar închisese microfonul și m-am dus și eu mi-am luat premiul și m-am dus. Cu asta vreau să închei, domnul Rusescu, dar aș vrea să încheiați și noastră cu Camera de Comerț. Duceți-vă! Gata! Altul la Camera de Comerț. Deci, noi nu suntem într-un stat de drept, într-un stat democratic și într-o economie de piață și într-un mediu economic prietenos și corect. Noi trăim într-o junglă economică în care fac legea niște animale politice. Și eu cu animalele politice nu m-am înțeles niciodată bine. Și sunt și eu, eu sunt tigru pe zodie, dumneavoastră sunteți rac. Dumneavoastră sunteți mai așa, mai un pic mai așa, mai diplomat. Mai... Eu sunt tigru pe zodie. Și eu când văd animalele astea politice feroce care sar la beregata noastră după 20 ceva de ani de democrație, am și eu tot așa. O pornire. Dar să știți că și eu când mă prind cu creștii de o problemă, nu o las până nu o rezolv. Mi se pare corect. Da. Rezolvați problema asta cu alegerile parlamentare de la Târgoviște în 9 decembrie? Nu pot singur, nu pot decât cu ajutorul târgoviștenilor. De unul singur nu pot să fac nimic. Cum faceți dreptate până la capăt? Lămuriți-i și acum printr-un mesaj. Capăt nu pot să fac decât dacă am sprijinul dumneavoastră. Pentru că eu nu pot să vă mint. Vă mint într-un hal ce nu s-a pomenit. Mie mi-este greu să accept asemenea minciuni. Cine-i mint? Cine sunt cei care-i mint? Contra candidații mei în frunte cu Florin Popescu, bineînțeles, și cu ceilalți, spun tot soiul de minciuni. Nu se poate face nimic mâine. Nu avem o linie directoare ce vrem să facem. Vrem să facem ceva sau nu vrem să facem ceva. Dar dreptatea până la capăt. În ce constă dreptatea până la capăt? Care sunt cele două, trei direcții, să zicem, fundamentale? Trasați trei direcții fundamentale de dreptate până la capăt pentru târgovișteni. Doamnă, în primul rând, trebuie pusă ordine în ceea ce se cheamă viață socială, eu spun. Că e viață politică, asta este o figură de stil, dacă vreți. Dar, în primul rând... Politica este cea care conduce. Politica își pune oamenii. Politica e în instituțiile publice. Știu.
Dar dreptatea vine de la justiție. Justiția trebuie să legată la ochi, în sensul că trebuie să facă dreptate. Deci vreți o schimbare în instituțiile publice care să contribuie la acest act de dreptate pentru Târgoviște. Nu altă pârghie. Deci odată o justiție socială. Altă o justiție pârghie. Socială. Trebuie să dispară aceste inegalități între oameni. Oamenii sunt egali, trebuie să aibă un loc de muncă. Eu nu pot să merg pe stradă și să văd, îmi pare rău, nici măcar nu pot să ofer un covrig unuia care chiar are nevoie de acel covrig, nu e cerșetor. Chiar îl văd că are nevoie, dar nu pot să-i ofer. Dacă îi ofer, este mită electorală. Deși unui copil, dacă îi oferi un covrig sau o bomboană, nu se pune problema chiar așa. Da. Și altă componentă foarte? Componenta foarte este de a se face investiții și de a se proteja economia locală. Am avut întâlniri cu multe. Ce veți putea face în Parlamentul României pentru toate lucrurile acestea? Că de-aia vă duceți acolo, de-aia vreți să ajungeți acolo. În primul rând, o protecție a economiei naționale, o protecție, haideți să-i spunem, pozitivă. Pentru că n-a existat așa ceva. A existat, dar a fost distrusă. Am avut o protecție foarte bună. Care a și aveți în sensul acesta niște propuneri legislative pe care doriți le puneți de îndată în... Exact. Și mai am încă un lucru. Să le transformați în legi. Exact. Da. Încă un lucru. În Uniunea Europeană sunt state suverane independente. Dar statele sunt reprezentate de persoane, de oameni. Acei oameni nu trebuie să se ducă cu capul plecat la Comisia Europeană sau la Consiliul European. Dacă v-ați uitat, eu am văzut azi noapte, cred, la televizor, niște imagini de la Consiliul European. Vă rog să vă uitați cum sunt reprezentanții statelor care sunt state și cum mergea președintele nostru. Și cum mergea? Cine? Domnul Băsescu? Mergea așa, cu capul. Îl durea coloana. Știți că dânsul avea niște probleme cu coloana, mai vechi. Știu, dar... Poate că le are din nou. Poziția verticală, să știți, că și atunci când te doare spatele, trebuie păstrată. În interes național. În interesul național. Domnul Pârgaru, haideți peste câteva zile să vorbim mai pe larg despre programul dumneavoastră electoral, despre propunerile legislative cu care doriți să-i câștigați pe alegătorii din Târgoviște și despre toate celelalte lucruri pe care poate v-ați fi dorit să le vorbim și n-am apucat în interviul de astăzi. Eu cred că a fost o întâlnire importantă și pentru dumneavoastră și pentru cei care ne urmăresc și cu siguranță în această campanie ne vom mai întâlni cu domnul Ion Pârgaru, candidatul USL pentru Colegiul Târgoviște, să urăm succes încă de pe acum și să sperăm că USL-ul va reuși să facă dreptate până la capăt la Târgoviște. Sper și mă doresc din tot sufletul și vă mulțumesc pentru această întâlnire. Și noi vă mulțumim. Trebuie să aibă loc mai devreme, dar... Niciodată nu e prea târziu. Am și eu un merit în chestiunea aceasta, că am insistat cu invitațiile și iată că rău n-am făcut. Eu m-am scuzat, nefiind vina mea pentru întârziere. Îmi pare bine. Domnule Pârgaru, vă mai așteptăm pe la noi. Doamnelor și domnilor, sunt Alina Mavrodin Vasiliu, la Trustul Art Press, aflați adevărul și numai adevărul, fără menajamente. Și de pe scena și din culisele vieții politice, pentru că merită să fiți corect informați. Și nu uitați, la 1 decembrie avem o surpriză pentru dumneavoastră. Interviurile acestea video nu sunt chiar întâmplătoare. Vă mulțumesc, pe curând!